Să mergem și la Gabi Safta, care Gabi Safta a fost și el la judecată astăzi, nu la judecata lui, nu l-a judecat nimeni, a fost la Curtea de Apel, la primul și se pare singurul termen, pentru că era cam trist domnul Boglea când a intrat la noi și are amănunte să ne dea, cum s-a comportat domnul Talpan, au fost momente tensionate, am înțeles în sală, da, miza e foarte tare, domnul Boglea, ai văzut ce a zis, de la procesul Ceaușeșilor. Ăsta e, după părerea mea, cel mai mare proces din România. Gabi, salut! Te ascultăm! Te salut, Horia! După ce a ieșit din direct, Virgil Boglea mi-a spus că în instanță există și o vorbă. Deși ai avut dreptate, ai câștigat procesul. E o vorbă a lor, a judecătorilor. Uh-huh. Într-adevăr, a simțit că au venit cu comandă. Îmi cer scuze că fac această observație. Au simțit că au venit cu comandă atât timp cât cele două judecătoare au hotărât să judece numai perioada 2003-2018. Atunci a fost momentul când domnul Cătescu, reprezentantul FCSB-ului, a solicitat recuzarea completului. Numai că judecătoarele au precizat că potrivit noii legi, deși se recuză, se poate continua. Deși completul s-a cerut să fie recuzat, se poate continua chiar și cu probatoriu și pe fond. S-a dat un termen doi. Cum adică, Gabi, conform, cum adică dacă e recuzi, poate să judece în continuare chiar dacă completul e recuzat? În instanța de astăzi. În instanța de astăzi au acceptat probatoriu, discuțiile pe fond, de aceea și spunea Virgil Boglea că a fost această hotărâre care le-a dat cu virgulă avocaților FCSB. În mod normal, când recuzie completul, se decide termen pentru soluționarea recuzului. Numai că doamna judecător chiar a spus, pentru că este dosar pe noul cod, completul judecă totuși și pe fond și știți că așa avem dreptul să o facem. Domnul Florin Talpan i-a criticat permanent pe avocații FCSB-ului, chiar a spus, vă faceți de râs, doamna judecător, vă rog să țineți cont că se fac de râs prin tot ceea ce solicită și au avut timp până acum să solicite multe lucruri și nu le-au făcut. Apoi, domnul Talpan a acuzat folosirea cu rea credință a mărcii, în moment când doamna judecătoare i-a cerut respectuos să nu mai citească din întâmpinare, pentru că oricum au primit-o judecătoarele. Cum poate decide instanța că un palmares al FCSB-ului este numai din 2013, au spus avocații de la FCSB, atât timp cât a continuat activitatea legal cu acte. Aici, de asemenea, judecătoarele au spus, și mie mi se pare, nu știu vouă cum vi se pare, dacă avocații vin cu probe noi, atât timp cât se întoarce la apel. Și spun, vă rugăm să solicitați opinia FRF-LPF, vă rugăm să țineți cont de statutul de când secția de fotbal a fost predată de la Clubul Sportiv către AFC. Vă rog să țineți cont de faptul că și-au încetat activitatea cei de la CSA și a preluat FCSB-ul tot în integralitate. Atât timp cât vin cu aceste probe, mi s-a părut într-adevăr ciudat ca judecătoarele, în loc să spună vă mulțumim pentru aceste probe, pentru că vrem să judecăm ca atare în urma probelor, au spus că nu sunt utile acestui proces. Dani Dita chiar a spus că federația nu are cum să înscrie în competiție o echipă dacă nu are continuitate, mai ales că ea a rămas în Liga 1, de asemenea în cupele europene. Desprinderea a fost făcută chiar de CSA, nu de FCSB. Toate aceste lucruri, de asemenea Talpan a spus judecătoarei, ce mai au de pregătit doamna judecător? Să o facă acum sau să tacă definitiv? Că m-am plictisit cât tărăgânează FCSB-ul acest proces, că am și alte treburi de făcut, a zis domnul Florin Talpan. Am înțeles. Cam acestea au fost într-un limbaj jurnalistic și am vrut să vă aduc acolo. Atmosfera tensionată? Tensionată doar la acele intervențiile domnului Florin Talpan, care chiar a spus, domnilor, dar n-ați înțeles ce a decis în alta curte, contestați decizia în alte curți, chiar așa s-a exprimat și a fost calmat de doamna judecător. În rest, în sală, niciun fel, n-au fost nici suporteri de această dată, de nicio parte, a fost un reprezentant al Peluzei Sud și un coleg de la Gazeta Sportului, în rest doar avocații și competiții de judecată. Ceea ce mai vreau să spun este că la un moment dat cei de la FCSB, când au solicitat probele de la Federație și de la Liga Profesionistă,
Domnul Florin Talpan de asemenea a intervenit și a spus că își bat joc pentru că și-au bătut joc folosind marca și pentru asta vor plăti 30 și ceva de milioane, 37 de milioane și că nu o să rămână așa acest proces. Da, am înțeles. Deci atmosferă tensionată, dar totuși în limitele decenței, ca să zic așa, nu? Da, absolut. Pentru că doamna judecător a ținut să păstreze calmul în sală. La fiecare intervenție a domnului Talpan l-a liniștit imediat. Au fost trei, nu mai multe. Da, am înțeles. Cei de la CSA, cum ți s-a părut apărarea lor? Sau nu prea au putut să se apere? Ceea ce mi s-a părut interesant și aici, în mod surprinzător, am să-l laud pe domnul Florin Talpan. Spun în mod surprinzător pentru că am vorbit despre dumnealui că a avut acele intervenții ne la locul lor. Dar mi s-a părut fantastică la indiferent ce se întâmpla, și mie aici îmi dă mie cu virgulă, la indiferent ce reacție avea doamna judecător, dumnealui a citit. Adică a anticipat, ori meticulos și a anticipat orice intervenție, dar în momentul când doamna judecător spunea ceva, lua repede o hârtiuță ori din stânga, ori din dreapta și citea. Efectiv, toate intervențiile au fost citite după cum era la noi pe vremuri, după copiuțe. Gabi, după copiuțe era la noi pe vremuri, știi tu? Că aveam copiuțe, mai ții minte cum era. Da, dar era mare lucru să le faci. Trebuia să știi ce scrie pe copiuțele alea. Corect. După cum se vede, știa. Da, după cum se vede, știe. După ce, da, după cum se... Avocații FCSB-ului, cum ți s-au părut? Ținuți, ca să zic așa, în lesă? Ținuți în lesă de complet? Nu, dimpotrivă. Au fost lăsați să-și expună punctul de vedere, doar că și ei au simțit că o fac degeaba. Uitați, sunt cei trei, Dani Dita în cămașa albă, știm, domnul Căvescu și în centru Virgil Boglea. Nu, li s-a permis să spună tot ce au dorit ei, numai că toți trei au simțit că o fac degeaba. Chiar au spus ce rost mai are să continuăm să vă prezentăm probe, să încercăm să vă ajutăm, atât timp cât dumneavoastră nu ne permiteți să discutăm ceea ce ne interesează și ați limitat discuția palmaresului, l-ați împărțit iar în trei. O continuitate nu poate fi din 2013, atât timp cât secția a fost preluată din 98. Ți s-a părut la final un Talpan ieșind din sală victorios, cu o aură așa de victorios? Din fotografii. Cea pe care am trimis-o lui Adi și ați văzut-o fix în momentul ieșirii, iată-l, mi s-a părut, da, că a savurat momentul și se consideră învingător deocamdată în acest proces. A rămas apoi multe minute, stătea, dădea raportul și așa e normal la armată, a stat mult pe telefon, n-am putut să-l salut, aș fi făcut-o cu deosebit respect, dar când m-a văzut a întors spatele și a fugit undeva să vorbească la telefon. Cu ziariștii a vorbit? Nu, a fost un singur coleg de-al nostru de la Gazeta Sporturi în sală, atât, nimeni altcineva, și nu a reușit nici băiatul de la Gazeta mai mult decât o fotografie undeva după ce domnul Talpan a fugit după niște stâlpi, se ascundea să vorbească la telefon în liniște. Da. Bine, e în regulă, deci e clar, lucrurile sunt clare, la apel, din ce se vede cel puțin, FCSB-ul pierde, Talpan câștigă, CSA-ul câștigă. Cam spre asta duc lucrurile, nu, Gabi? Da, Virgil Boglea era desumflat, ca să folosesc, îmi cer scuze pentru acest termen, spunea că e regretabil ceea ce s-a întâmplat astăzi, el chiar nu se aștepta măcar, cum zicea și logic și la fel, vă zic și vouă, nu are nicio logică să vină avocatul să-ți dea probe și tu să le refuzi ca judecător. Probe care dovedeau clar că e continuitatea, știți foarte bine, acum poate se supără lumea că nu sunt imparțial, dar atât timp cât în statut, chiar asta s-a precizat în instanță. Domnul Talpan a cerut în instanță anularea statutului de la trecerea de la CSA la AFC-ul domnului Viorel Păunescu. În statut, la paragraful 1, se scria că AFC-ul preia în integralitate tradițiile glorioase și sportive ale secției de fotbal, ale fostei secții de fotbal. Ei bine, judecătorii nu au vrut să țină cont de această trecere și ceea ce mi se pare mie uluitor în 2023, că și are o logică. În instanța civilă nu se poate judeca un palmares. Mi se pare ridicol ca un judecător să nu înțeleagă ce e palmares. Palmaresul este o activitate, este rezultanta unei activități sportive, efectiv. Dar în instanță, pentru că nu s-a judecat niciodată în veci, nici nu există cuvântul palmares. Data trecută chiar doamna judecător l-a întrebat pe domnul Talpan, palmares acesta ce este? Și a ajuns la concluzia că oamenii nu știu ce judecă, pentru că logica mea spune, dacă ai preluat echipa,
pentru că CSA-ul ți-a dat-o, că altfel nu mai putea să joace în ligă și nici în cupele europene, potrivit legii de atunci, înseamnă că ai preluat tot. A, că nu scrie P-A-L-M-A-R-U-S, asta e cu totul altceva. De asta se agață domnul Florin Talpan, că nu se scrie cuvântul palmares. Dar palmaresul mie mi se pare că e rezultanta activității sportive. Gabi, cine au fost? Câte judecătoare au fost? Două doamne? Sau? Două doamne. Și mi s-a părut interesant. Eu, din fericire, n-am mai participat la procese, decât o singură dată cu domnul Ion Crăciunescu, pe care l-am câștigat. Dar mi s-a părut interesant, poate că așa se întâmplă, să zică cineva dacă știe mai bine, după, la anumite momente, opreau microfonul, puneau hârtia în fața gurii, se consultau, după care veneau cu concluzii. Da, așa o fi, cu tuma. Bine, mai e ceva, Gabi? Mai e ceva? Mai, poate nu te-am întrebat eu, ceva de acolo, de la apel? Ceva important să ne comunici? Nu, atâtea au fost cele mai interesante lucruri pe care consider eu că le-am scris pe cele 7-8 pagini. Am scris, ziceai că sunt dactilografa de acolo, de la instanță. Da, bine, mulțumesc. A fost Gabi Safta.